Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet.
Iubiți binecredincioși și truditori de bine, avem privilegiul să petrecem câtva timp în prezența lui Dumnezeu și pentru această ocazie aș vrea să am îngăduința dumneavoastră să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură și anume din Cartea Psalmilor, din Psalmul 8, o să citim versetele de la 1 la 9. Cu harul lui Dumnezeu, Psalmul 8, începem citirea de la versetul 1. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astup gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate l-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Un psalm al lui David în care, admirând creația lui Dumnezeu și magnitudinea acestei lucrări dumnezești, se simte îndemnat la o reflecție filozofică și se întreabă ce este omul ca să te uiți la el, ce este omul ca să-l bagi în seamă, ce este omul în comparație cu această creație măreață, cu natura care ne înconjoară, natura care de altfel este un instrument al revelației lui Dumnezeu. Și David, insuflat de Duhul Sfânt, la un moment dat spune așa, vă rog să observați, L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Acum, noi fiind creștini, credem că Dumnezeu L-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa. Și atunci când ne gândim la acest chip, sigur nu ne gândim la o imagine trupească, fiindcă Dumnezeu este Duh, cum ne învață Sfânta Scriptură, dar ne gândim la spiritualitate în sensul că Dumnezeu L-a înzestrat pe om cu capacitatea de a avea părtășie, cu capacitatea de a avea relații duhovnicești, cu capacitatea de a înțelege pe Dumnezeu când acesta se descoperă. Gândindu-ne la chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om, putem să ne gândim și la moralitate, pentru că la urma urmei omul e înzestrat de Dumnezeu să ia decizii morale cu ajutorul conștiinței, care iarăși este un instrument al lui Dumnezeu în viața omului. Sau putem să ne gândim la raționalitate, fiindcă omul este înzestrat prin creație cu rațiune, cu voință, omul poate lua decizii. Și la urmă, dar nu în ultimul rând, putem să ne gândim și la faptul că omul este creat să isprămicească toată creația lui Dumnezeu cu o autoritate pe care o numim astăzi autoritate delegată. Dumnezeu îi dă autoritate omului ca să stăpânească, să isprămicească toată creația sa. Și gândindu-ne la acest aspect al chipului lui Dumnezeu, un om, înțelegem de ce Psalmistul concluzionează faptul că Dumnezeu L-a încununat cu cinste pe om, fiindcă această creație a Sa poartă chipul Său. E adevărat că în urma păcatului, chipul lui Dumnezeu în om s-a stricat, a fost compromis, s-a degradat. Și trebuie să fim foarte atenți la semenii noștri ca să mai găsim ceva urme din chipul original al lui Dumnezeu pus în om prin actul creației. Însă aș vrea astăzi să facem referire, pornind de la un cuvânt, la câteva aspecte strict practice în ceea ce privește viața noastră de evlavie, viața noastră de relaționare la Dumnezeu și la semenii noștri. La conceptul de cinste. Dacă este să ne gândim la ce înseamnă cinstea cu care
Dumnezeu l-a încununat pe om, ne gândim la demnitatea pe care o acordă prin actul creației, la demnitatea pe care o acordă înzestrându-l cu toate acele capacități despre care am vorbit, înzestrându-l cu autoritate. Însă, pe lângă aceste aspecte care aparțin atât de mult de suveranitatea lui Dumnezeu, sunt aspecte unde omul își are partea. Sigur, în viața noastră toate lucrurile sunt într-un fel teandrice, pentru că Dumnezeu își are partea lui și omul își are partea lui. Dar un lucru la care aș vrea să ne gândim este faptul că noi înșine suntem chemați să ne purtăm în așa fel încât să fim numiți oameni care au o cinste a firilor, să ne cinstim noi pe noi înșine, să determinăm cumva semenii să privească cu ochi bun asupra noastră și să avem o relație binecuvântată cu semenii noștri, să avem o relație de părtășie în măsura posibilităților, să fim oameni agreabili, să fim oameni care reflectăm către cei din jurul nostru dragostea lui Dumnezeu, păsarea lui Dumnezeu, purtarea sa de grijă. Și primul verset asupra căruia aș vrea să vă îndrept atenția din Sfânta Scriptură este în Cartea Proverbelor, o carte despre care și cu altă ocazie ați auzit cât de profunde gânduri conține și cât de multe trăiri omenești au fost condensate în aceste cuvinte. O să vă rog să-mi dați voie să citesc din Cartea Proverbelor, din capitolul 20, versetul 3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Cu alte cuvinte, calitatea noastră de om este validată de faptul că nu ne certăm. Pe lângă că nu e frumos și nu se cuvine să ne certăm, Scriptura ne învață că nu este înțelept. Aici, Cartea Proverbelor folosește un cuvânt foarte puternic și dur când spune că orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Noi suntem chemați să fim oameni cumpătați. Suntem chemați să fim oameni așezați. Suntem chemați să fim oameni în adevăratul înțeles al cuvântului și de aceea nu ne putem lăsa cuprinși de această aprindere, această năvălire a sentimentelor peste ființa noastră. Deși trebuie să recunoaștem oricare că mânia poate fi o reacție justificată, o reacție omenească la ceea ce se întâmplă, la un set de împrejurări, la un eveniment, la atitudinea cuiva. Dar totul depinde de cum ne raportăm la această trăire emoțională intensă, cum ne raportăm la această mânie, cum ne raportăm la această tulburare care ne poate cuprinde, cum ne raportăm la situațiile tensionate din viața noastră, cum le aducem înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât să nu fim socotiți nevrednici, ci să putem gestiona cu demnitate situația și să ieșim biruitor din încleștarea tensiunilor. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri. Putem să ne ferim întotdeauna de certuri? Este în puterea noastră să ne ferim de certuri? Putem să ocolim la nesfârșit situațiile tensionate sau oamenii care sunt uneori dificili și cumva caută nod în papură în relațiile noastre cu ei? Sfântul Apostol Pavel dă un indiciu în epistola sa către Romani și o să vă rog să-mi dați voi să citesc acest pasaj. În epistola sa către Romani, Apostolul Pavel spune așa, e un pasaj foarte, foarte frumos și merită să ne adâncim atunci când se poate și avem timp la gândurile pe care le inspiră acest pasaj. Spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui.
Răspunsul la generarea de tensiune, răspunsul la o potențială violență, răspunsul la instigarea la violență nu este violența, nu este tensionarea situației și mai mult. Este dezamorsarea tensiunii, dacă vreți. Și de aceea Apostolul Pavel spune, în măsura în care atârnă de noi, să trăim în pace cu toți oamenii, să nu căutăm să intensificăm tensiunile, să nu căutăm să întreținem starea aceea de tensiune, de conflict, de trăiri foarte, foarte intense și aprinse, tulburări, la care câteodată oamenii pot ajunge, fiindcă țărâna și carnea așa au limitările ei. Așa a fost și așa va fi cât vom mai fi în trup pe acest pământ. De aceea, cred că putem pune la inimă sfatul Apostolului Pavel, în măsura în care atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Fiindcă, la urma urmei, dacă atârnă de noi, înseamnă că este și posibil. Nu trebuie decât să vrem. În acest caz nu vorbim de un sentiment, în acest caz vorbim de o decizie. În mod deliberat, alegem să nu acceptăm confruntarea. În mod deliberat, acceptăm să fim agenți ai păcii. Să fim, într-un fel, reprezentanții lui Dumnezeu într-o relație interumană. Și Sfântul Apostol Petru, un om care a trăit destule la viața lui și a trecut prin suficiente situații tensionate, la un moment dat spune așa, și o să citesc și acest pasaj. Apostolul Petru spune așa, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Cu alte cuvinte, se poate să suferim pe drept atunci când cumva am încălcat fie legile firii, fie legile rânduielilor cetățenești, fie legea lui Dumnezeu. Intrăm în situații tensionate, intrăm în conflicte. Dar există situații când suferim pe nedrept. Și Apostolul Petru ne așează înainte pilda Mântuitorului și spune, dacă Hristos Domnul a suferit pe nedrept și a acceptat să sufere cu demnitate în acest fel, inspirându-ne din modelul lui de trăire și de slujire, suntem chemați să procedăm la fel. Să nu ne lăsăm tulburați, să nu acceptăm instigarea la tensiune și la tulburare. Dacă este să suferim pe drept, trebuie să acceptăm, fiindcă așa este drept, și Dumnezeu știe să le rânduiască pe toate. Pe de altă parte, dacă suferim pe nedrept, bine facem dacă ne înduhovnicim în așa măsură încât să putem suferi și să ducem cu demnitate această suferință. Tot Sfântul Apostol Pavel, adresându-se lui Timotei, Timotei avea nevoie de sfaturi duhovnicești. Avea nevoie de sfaturi de care să se țină în ceea ce privește viața lui personală și viața lui de slujitor al lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, nutrind sentimente paterne față de acest slujitor mai tânăr, îi scrie în felul următor. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Există posibilitatea să ne lăsăm influențați într-un fel de o altă sursă duhovnicească și nu de Dumnezeu. Există posibilitatea ca ființa noastră să fie cotropită de puteri potrivnice lui Dumnezeu, există posibilitatea ca tensiunea care se naște în noi sau revolta care se naște în noi sau tulburarea care se naște în noi să aibă o sursă necurată, o sursă care nu vine de la Dumnezeu, ci de la diavolul care este tatăl minciunii și înșelător de la început? Există
posibilitatea, oare dacă nu veghem, ca să devenim foarte vulnerabili la uneltirile diavolului și să ne lăsăm copleșiți de stări nepotrivite cu ceea ce înseamnă a fi creștin? E un lucru la care merită să cugetăm și să nu privim doar în fugă aceste lucruri, fiindcă la urmă urme este vorba de viața noastră, este vorba de mântuirea noastră, este vorba de relația noastră cu Dumnezeu. Nu putem să luăm în ușor aceste stări care sunt foarte, foarte reale. Nu doar în Sfânta Scriptură, ci și în viețile noastre. De altfel, adresându-se în mod specific lui Timotei, ca slujitor, Sfântul Apostol Pavel îi mai spune ceva. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe toți, pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Vă zice cineva, e bine, eu nu sunt slujitor bisericesc, eu n-am fost hirotonit, nu am fost ordinat, eu nu am obligații în acest sens. Este așa? Nu oare toți care ne numim creștini suntem chemați să fim slujitori al lui Dumnezeu? Prin chiar faptul că am fost eliberați de puterea și de robia păcatului, ne-am declarat și ne gratulăm cu titlul de robe al lui Dumnezeu sau robe al neprihănirii, cetățeni ai cerurilor, cetățeni ai împărăției cerurilor. E adevărat, nu toți au slujbe în biserică, dar toți suntem creștini. Dacă cineva ar zice că este agnostic sau este ateu, poate că ar mai încăpea loc de discuție. Dar majoritatea ne definim drept creștini și atunci acest verset este valabil pentru toți, fiindcă toți suntem robi ai lui Dumnezeu. Nu doar aceia care au funcții de înainte stătător în vreo biserică. Toți. Toți care ne numim copii ai lui Dumnezeu avem această îndatorire sfântă să fim îndelung răbdători, să nu fim certereți, să știm să ne purtăm cu demnitate. La urma urmei, ceea ce concluzionează scriitorul acelui proverb este adevărat. Este o cinste pentru om ca să nu se certe. Și al doilea lucru, la fel de simplu ca și primul, îl citim într-un pasaj foarte apropiat de cel precedent, de data aceasta, în capitolul 19, unde ni se spune în felul următor. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Acum, cineva va putea spune că se simte jignit, fiindcă lui este greu să uite greșelile și atunci Scriptura îl declară lipsit de înțelepciune. Dar dacă întoarcem problema, o măsură a înțelepciunii sau o modalitate de a ne dovedi înțelepciunea înaintea lui Dumnezeu și asemenilor noștri este să uităm greșelile. Asta nu înseamnă să avem pierderi de memorie, nu înseamnă să suferim de amnezie. Înseamnă să luăm în mod clar și bine argumentat decizia de a nu ține cont de greșelile asemenilor noștri. Și dacă nu ajunge, dacă n-ar ajunge pasajul în care Domnul Iisus ne spune să iertăm greșiților noștri ca și nouă să ni se ierte păcatele, trebuie să ne gândim că dinamica păcatului e aceeași la fiecare om. Chiar dacă manifestările diferă de la om la om, funcție de temperament, funcție de multe alte elemente care intervin, dinamica păcatului e aceeași și nimeni nu este desăvârșit în afară de unul, Iisus Hristos, care a venit în trup, dar fără păcat. Și cu toții ne dorim să fim înțelepți. Sigur, dacă ar fi să definim înțelepciunea, am putea găsi mai multe definiții. Dar una, copilăresc de simplă, este aceea care spune că înțelepciunea se poate defini ca abilitatea de a pune în practică ceea ce știm în teorie. Experiența vieții acumulată, să știm să o folosim într-un mod ziditor, să putem să aplicăm tot ceea ce știm în așa fel încât lucrurile să iasă bine și să nu generăm tensiuni, să nu generăm probleme, să nu generăm necazuri. La urma urmei, cine își dorește necaz, cine își dorește probleme? Toți ne dorim o viață liniștită și cât se poate de pașnică și comodă.
Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Nu doar că este o cinste pentru om să nu se certe, este o cinste și să uite greșelile. Acum, sigur, Sfânta Scriptură ne dă indicii cum putem rezolva situațiile tensionate, pentru că spune Scriptura, dacă cineva a greșit împotriva ta, du-te la el și mustră-l între patru ochi ca să se îndrepte și dacă chiar nu vrea, ia cu tine martori, ca să fie martori între tine și el că tu ți-ai făcut partea. Pe de altă parte, Sfânta Scriptură ne învață și un alt lucru. Dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, du-te la el și împacă-te cu părâșul tău. Undeva, metaforic vorbind, cel care este vinovat și cel căruia i s-a greșit se întâlnesc la mijloc. Unul fiindcă știe că celălalt are o supărare cu privire la el, iar celălalt știind că se cuvine să îi atragă atenția celui care i-a greșit. Și astfel, într-un fel, se întâlnesc la mijloc de drum și au mare șansă de a se împăca. În acest caz, repet, uitarea nu este un sentiment, nu este este o decizie. Alegem, văzând părerea de rău a celuilalt, să-l iertăm și să nu ținem cont de greșelile lui. Alegem, văzând căința celuilalt, să ținem cont de faptul că nici noi nu suntem mai buni și alegem să uităm greșelile lui. Văzând frământarea celui din fața noastră, alegem să nu ținem cont, fiindcă, la urma urmei, toți suntem oameni, tuturor ni se poate întâmpla și este bine să iertăm greșelile, cu atât mai mult cu cât ne dorim ca Dumnezeu să ne ierte și nouă greșelile. Și cine nu s-a rugat măcar o dată rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, în care suntem învățați să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte nouă greșelile, precum și noi le iertăm greșiților noștri. Așadar, într-un fel, nu avem ieșire decât să nu ne certăm și să iertăm. Sigur, aceasta nu apare în viața unui om așa peste noapte. Este o deprindere duhovnicească pe care trebuie să o dobândim în timp. Și bine este dacă suntem înconjurați de oameni de calitate, cum se spune, de oameni în adevăratul sens al cuvântului, de la care putem să învățăm purtări alese, purtări înțelepte, purtări care ne fac și nouă cinste, nu doar lor. E un lucru la care, din nou, merită să ne gândim. Sfântul Apostol Pavel, scriind Galatenilor, în capitolul 5, la un moment dat spune așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurățirea, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și atrage atenția: vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Este la îndemâna noastră să ne lăsăm călăuziți de firea pământească sau să ne supunem dumnezeirii și domnirii efective a Duhului Sfânt în viața noastră. Este la îndemâna noastră să ne purtăm ca niște oameni necugetați sau să ne purtăm ca niște oameni cu înțelepciune binecuvântată, oameni care știu cum trebuie să trăiești cu demnitate. E la alegerea noastră. Nimeni nu ne poate sili, nimeni nu ne poate forța să ne purtăm într-un fel sau în alt fel. Este alegerea noastră. Însă, oricare din aceste variante am alege, consecințele vor veni, pentru că Dumnezeu este credincios și El știe să răsplătească și binele, dar știe să pedepsească și rău. De aceea, mai bine să lăsăm ca Duhul Sfânt să rodească în viața noastră pacea și îndelunga răbdare, să ne dea puterea să îi răbdăm pe cei mai slabi, să iertăm, să evităm certurile și astfel să ne bucurăm doar o viață binecuvântată și pașnică, ci și de bună plăcere a lui Dumnezeu care se va așeza peste noi și peste tot ceea ce ne înconjoară. La urmă urmei, suntem datori
și față de familia noastră să aducem pacea lui Dumnezeu peste ei. Suntem datori față de sfera noastră de influență, față de cercul nostru de prieteni, dacă vreți, față de biserica locală de care aparținem, să fim agenți ai păcii lui Dumnezeu, lucrători ai Duhului Sfânt în sensul de a lăsa ca Duhul Sfânt să curgă prin biserică și prin mijlocirea noastră. De ce să fim cunoscuți ca niște oameni neînțelepți, niște oameni care se lasă stăpâniți de toate tulburările, de toate frământările, de toate mâniile, de toate lucrurile care izvorăsc din fire? De ce să nu fim mai bine cunoscuți ca oameni așezați, ca oameni evlavioși, ca oameni care într-adevăr se vede că sunt copiii lui Dumnezeu și poartă chipul lui Dumnezeu? La urmă urmei, la aceasta am fost chemat și Mântuitorul s-a dat pe sine pentru ca să ne câștige pe fiecare și pe toți pentru împărăția sa și pentru o veșnicie binecuvântată. Și apoi aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui lucru, revenind la Cartea Proverbelor. Un alt aspect. În Cartea Proverbele, în capitolul 25, citim așa. Nu este bine să mănânci multă miere. Păut așa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Întorcând puțin formularea, am putea spune, ca într-o parafrazare, este o cinste pentru om să nu alerge pentru slava sa însuși. De ce aleargă oamenii pentru slava aceasta deșartă? De ce aleargă oamenii atât de mult să se laude, să fie lăudăroși, să iasă în evidență? Lucrul acesta poate izvoră dintr-un spirit de competiție, fiindcă vor să fie la fel cu cei din jur sau să fie mai bun sau mai destoinic sau mai înțelepți decât cei din jur, sau poate veni dintr-o proastă imagine de sine. Poate cineva suferă de un complex de inferioritate și ca să compenseze acest complex cade în extrema cealaltă și caută cu orice chip să scoată în evidență lăudăroșia vieții, să scoată în evidență anumite lucruri pe care el le socotește ca fiind aturi sau lucruri deosebite din viața lui, lucruri prin care crede el că se diferențiază de ceilalți și se ridică mai presus decât ei. Ba, o cugetare veche spune așa: dacă nu reușesc să vă întrec, aștept până voi rămâneți în urmă. Este undeva în firea omului să dorească să fie mai bun, să se depășească pe sine. Dar o pervertire a acestui simț este dorința de a te înălța peste ceilalți. Dorința de a te mândri, de a te scoate în evidență. Și poate că cu cât cineva se vede mai neînsemnat în proprii săi ochi, cu atât mai mult dorește să se scoată în evidență. Și deseori oamenii aceștia ajung să fie caragioși, societatea și oamenii din jur să nu o aprecieze așa cum cred ei lucrurile pe care le pun înainte și în felul acesta să-și facă mai mult rău. De altfel, Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Romani, spune în felul următor. Capitolul 12, de unde am citit mai dineori, dar un alt pasaj spune așa: e un sfat duhovnicesc pe care omului Dumnezeu îl dă. Și în capitolul 12, în versetul 3, zice așa: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cu alte cuvinte, este bine să ai o imagine de sine bine conturată. Este bine ca stima ta de sine, care în directă legătură cu imaginea de sine, să fie bine dezvoltată. Dar este foarte bine și de recomandat, cum spune omului Dumnezeu, să nu întreci măsura, să nu te vezi mai presus decât ești, nici mai prejos decât ești. Trebuie să-ți cunoști adevărata măsură și aceasta se poate realiza, în primul rând, comparându-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce știm descoperit din partea lui Dumnezeu ce înseamnă ființa noastră. Și sigur, unii se uită foarte mult să se compare cu cei din jur. Acum, dacă este să ne gândim la imaginea de sine pe care ne-o putem forma într-un mod corect,
ar trebui să subliniem, și n-ar fi prima dată când discutăm acest aspect, o imagine de sine corectă se realizează prin revelație. Înțelegem că suntem creația lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeu ne cunoaște pe nume, înțelegem că suntem chemați pentru slava lui Dumnezeu, la o veșnicie fericită cu El, suntem chemați să avem părtășie cu Dumnezeu, suntem chemați să purtăm chipul Lui cu demnitate oriunde ne-am duce și în orice activitate am fi implicați. Înțelegând acest lucru, putem trece peste lucruri care nu neapărat ne plac cu privire la ființa noastră, și Dumnezeu deseori sacrifică lucrurile văzute pentru că dorește să obțină o creștere duhovnicească a omului nostru din lăuntru. Sacrifică într-un fel exteriorul ca să câștige ceva în interior, și pentru ca să putem să trecem peste aceste aspecte care nu ne plac sau credem că celor din jur nu ne plac, este de neapărată trebuință să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi ca și ființe create de El. Că dacă este să ne gândim la imaginea noastră de sine, să o realizăm prin comparație cu cei din jur, fie ne vom vedea cu totul deosebiți față de ei și o să suferim de un complex de superioritate, fie o să ne vedem mult mai prejos decât ei și atunci o să suferim de un complex de inferioritate. Oricum, atunci când ne comparăm cu alții, comparația nu duce la ceva bun. De aceea este important să ne gândim și să înțelegem ce a vrut Dumnezeu și ce a intenționat din veșnicie pentru noi. Pentru că, la urmă urmei, s-a jertfit pentru noi cu mare dragoste, ca să ne câștige pentru El și ne iubește cu o gelozie sfântă. Doar în Dumnezeu ne câștigăm adevărata demnitate și omul cel nou, cum spune Apostolul Pavel, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este caracterizat de o neprihănire și o sfințenie dată de adevăr. Către acest lucru trebuie să tindem și nu către aspectele exterioare. Însă sunt unii oameni care cred că dacă îmbunătățesc foarte mult exteriorul, lumea nu vede că în interior nu este chiar așa de frumos sau nu este chiar așa de plăcut. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu se îngrijește ca ceea ce nu este de lăudat în interior să răzbată la suprafață. Și de aceea este bine să ținem cont de ceea ce spune Scriptura în Cartea Proverbelor. O să revenim din nou la ea. În Cartea Proverbelor este o trimitere pe care mi-am notat-o, care spune așa: mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul, capătă cinste. Cu alte cuvinte, oricât te scoate în evidență și cât de mult ai vrea tu să te urci peste ceilalți, să fii mai presus, cu atât mai mult Dumnezeu se îngrijește să ajungi mai jos. Însă dacă știi să te smerești, dacă îți cunoști adevărata identitate și știi să stai la treapta cuvenită ție, Dumnezeu se va îngriji ca să te ridice, Dumnezeu se va îngriji ca omul tău din lăuntru, omul duhovnicesc, să crească și viața ta să își găsească împlinirea în via lui Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, în clădirea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, dacă vreți. Aceasta am avut pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră. Pentru noi, credincioși, este important să înțelegem că pentru noi este o cinste să evităm cearta. Este o cinste să uităm greșelile celor din jurul nostru și este o cinste să nu alergăm după slava noastră proprie, ci să lăsăm pe Dumnezeu să se îngrijească de toate lucrurile. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Așa de ușor, încrede-te în El. Pocăiește-te, omule, ca
Ești în părinte.
Mă închin cu mare dor după cerul tău senin, după harul tău divin. Știu că tu ai înviat și la cer te-ai înălțat. Să-mi pregătești loc sfânt unde veșnic o să-ți cânt. Viața mea e în mâna ta, dragostea Chiar cu coană de împărat ai venit jos.
slavă.